Tema, impedanța, cuprinde noțiuni generale despre impedanță, experimente pentru măsurarea impedanței, calculul impedanței, se consideră un circuit dipolar alcătuit din elemente ideale și pasive de circuit, care are la borne o tensiune U, a cărei expresie instantanee este dată de această relație, este parcurs de curentul I, care are această expresie în valoare instantanee. Impedanța se definește ca raportul dintre tensiune și intensitate în curent alternativ, se notează cu Z, se măsoară în ohm, din care rezultă că tensiunea egal cu impedanța ori intensitatea, aceasta este legea lui Ohm în curent alternativ. Se mai definește inversul impedanței ca fiind admitanța, deci raportul dintre intensitate și tensiune se măsoară în Siemens. Defazajul dintre tensiune și curent este diferența dintre fazele tensiunii și curentului în această ordine. În acest grafic este reprezentată variația tensiunii și a curentului, variații sinusoidale. Faza inițială pentru tensiune este beta, iar pentru intensitate este gamma. Diferența dintre beta și gamma se numește defazaj, se notează cu phi. Acest defazaj poate să fie pozitiv, negativ sau zero. În cazul rezistenței ideale, defazajul este zero, înseamnă că tensiunea și intensitatea trec în același timp prin zero. În cazul bobinei ideale, defazajul este pi pe 2, tensiunea trece înaintea curentului cu 90 de grade. Iar în cazul condensatorului ideal, defazajul este minus pi pe 2, curentul este defazat înaintea tensiunii cu pi pe 2. Prin definiție, defazajul este pozitiv atunci când tensiunea este înaintea curentului. Formele în complex ale impedanței. Pentru cele două expresii, curent-tensiune, valori sinusoidale, pentru fiecare corespunde un fazor. Pentru curent, fazorul I este egal cu valoarea efectiv al curentului, ori E la J gamma. Aceasta este forma complexă sub formă exponențială. Analog pentru tensiune, fazorul va fi egal cu valoarea efectivă a tensiunii, ori J beta. Prin definiție, impedanța este raportul tensiune intensitate, făcându-se acest raport, se obține U supra I valori efective, ori E la J beta minus gamma. Aceasta este forma exponențială a impedanței. Diferența beta minus gamma se notează cu phi și este defazajul dintre tensiune și curent, iar raportul U supra I valori efective egal cu Z va fi modulul impedanței. Triunghiul impedanței într-un sistem de axe se reprezintă acest fazor care are o lungime cât modulul impedanței, se găsește față de axa OX sub un unghi cât este defazajul phi. Făcând proiecția acestei impedanțe pe cele două axe, se obțin două segmente. Una va fi rezistența, cealaltă componentă va fi reactanța. Unghiul de defazaj. Cele trei forme ale impedanței în complex, pornind de la forma exponențială, acest E la J phi este exprimat sub forma de cosinus plus J sin phi. Parte reală cosinus, parte imaginară sinus. Desfăcând paranteza,
avem Z cos fi parte reală plus J Z sin fi parte imaginară. Se vede din triunghi că acest produs Z or cos de fi nu este altceva decât R, rezistența circuitului, iar proiecția pe axa OY, pe axa imaginară, nu este altceva decât reactanța. Deci reactanța e egal cu Z or sinus de fi. Deci aceste trei au fost formele complexe ale impedanței. Aceasta este forma exponențială, forma trigonometrică și forma algebrică. R plus Jx. Din triunghiul impedanței se exprimă modulul. Teorema lui Pitagora, modulul egal cu radical din R pătrat plus reactanța la pătrat, iar argumentul se calculează cu tangenta unghiului fi, raportul dintre reactanță și rezistența circuitului. În curent alternativ se mai definesc conductanța, care este inversul rezistenței, susceptanța capacitivă, inversul reactanței capacitive, susceptanța inductivă, inversul reactanței inductive, admitanța va fi egală cu radical din conductanța la pătrat plus susceptanța la pătrat. În continuare, urmează să măsor elementele unei bobine de șoc, respectiv rezistența, reactanța, impedanța. Pentru aceasta voi face două măsurători, una în curent continuu și una în curent alternativ. Prin măsurătoarea în curent continuu, tensiune curent, se va obține valoarea rezistenței. Prin măsurătoarea în curent alternativ, tensiune, intensitate, se va obține impedanța bobinei. Voi face o primă măsurătoare în curent alternativ. Placa de lucru, bobina, care este o bobină de șoc de la iluminatul fluorescent, de la tuburile cu neon, voltmetru digital și ampermetru analogic l-am pus pe domeniul de 100 mA. Voi crește tensiunea de la sursa alternativă până când indică curentul maxim. Notăm 100 mA curentul, iar tensiunea 50 de volți. Am schimbat pe sursa de curent continuu, am schimbat și domeniile aparatelor pe curent continuu și am să cresc tensiunea astfel încât să avem curentul maxim tot de 100 mA. Am ajuns la 100 mA și notăm tensiunea care este 4,3 volți. Cu aceste date vom putea calcula impedanța și inductanța bobinei. Pentru efectuarea calculelor am să folosesc un tabel Excel. În tabel am trecut tensiunile și curenții măsurați. În curent continuu am avut 4,3 volți la o intensitate de 0,1 amperi. În curent alternativ 50 de volți la o intensitate de 0,1 amperi. Calculul rezistenței. Rezistența este raportul dintre tensiunea în curent continuu, deci este A2, de împărțit cu curentul continuu care este B2. Se obțin 43 de ohmi. Impedanța este raportul T
tensiune alternativă C2 supra intensitate alternativă D2 se obțin 500 de ohm. Reactanța este Z pătrat minus R pătrat radical. Din această expresie, deci SQRT din Z pătrat care este F2 la pătrat minus R2 care este la coloana E2 la pătrat și se obține 498 de ohm. Reactanța, tangenta, argumentul, va fi raportul dintre reactanță G2 și rezistență E2. 11,58, iar defazajul este arc tangentă, expresia din H2 și ca să fie în grade, va trebui să înmulțim cu 180 împărțit la pi. Să vedem cât rezultă, 85 de grade. Astea sunt mărimile corespunzătoare bobinei. Rezistență, reactanță, impedanță și defazajul dintre tensiune și curent.